Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Întrerupem un pic cursul zodiacal, etalele pe zodii. Le voi continua, evident, cu Scorpion, cu ce zodii mă urmează să le fac. Aș vrea să facem ceva special, dar chiar aș vrea ceva special legat de eclipsa de soare, care este, a fost astăzi, nu prea s-a văzut la noi, eclipsa de soare de lună nouă în Săgetător. Luna nouă v-am mai povestit și în principiu știți, înseamnă începuturi, inițieri, intenții, da? Săgetător înseamnă iar inițiere înspre libertate, creștere spirituală. Poate o să vorbesc despre eclipsa în Săgetător, poate, sper să reușesc, da? Și eclipsa în sine marchează această întâlnire între lună și soare, între feminin și masculin. Cred că majoritatea, nu cred, sunt convinsă că majoritatea suntem chemați să renunțăm la vechi și să ne pregătim pentru întâlnirea cu persoana care ne este predestinată și până la persoană să ne echilibrăm pe noi masculinul și femininul ca să ne îndeplinim misiunea spirituală, pentru că Săgetătorul pentru mine reprezintă o direcție foarte importantă în viață, expansiunea pe care ar trebui să o manifestăm toți, într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Bine, sunt poate un pic emoționată, nu știu de ce, dar aș vrea totuși să vorbesc până mâine măcar. Să fac un video scurt despre eclipsa de soare din Săgetător. Însă, această etalare vreau să fie altfel, adică, nu știu, vom vedea cum o să fie. Aveți de ales între... În final, am hotărât, l-am făcut să stea. L-am făcut să stea. Pe căluț, da? Între căluț, cristalul roz, alb și clopoțel. Dar chiar funcționează. Un clopoțel. De sărbători. Vă puneți pauză. Sta? Așa, să stea. Că vrem să stea. Da? Și noi să ne vedem de cafeluța noastră și de etalarea noastră. Cam fierbinte. Dar, în fine. Noi, sper să nu... Nu, vreau să fie bine. Vreau să fie bine. Încep cu numărul 1, da? Cei care ați ales căluțul, căluțul de argint, căluțul de foc, vai ce carte frumoasă era, ce-mi plăcea acea carte. Nu știu dacă o să mai văd vreodată cartea aceea. Cred că m-a inspirat foarte mult căluțul de foc. Sunt ca o libertate, sunt caut autenticitatea în viață. Printre copii, să rămân sau să mă descoper de fapt cine sunt și să rămân ceea ce sunt. Dar bine, călătoria a început în copilărie și s-a manifestat la maturitate. În fine, e o chestiune de libertate. De libertate, dragii mei. Căluțul pentru mine asta înseamnă. Și acțiune. Și revoltă, dacă este nevoie, contra îngrădirilor. Și de la căluț până la Pegas, e nevoie doar să ne întindem aripile. De la căluț până la unicorn, e nevoie doar să... ne deschidem ceacrele și să ajungem măcar la a șasea. A șaptea, cei mai norocoși. Dar, e un prim pas acest căluț. Hai să vedem. Dragii mei, l-am pus la mână, că știți că e al meu, până la urmă e al meu, chiar dacă vă place și vouă. Hai să vedem. Un mesaj special, o energie specială pentru cei care au ales numărul 1 în această perioadă. Energie specială în această perioadă. Pentru cei care au ales numărul 1. Ceva, o surpriză, ce se va întâmpla în mod special cu ocazia acestei eclipse de soare, da? Exact, de lună nouă, nu mai devreme, nu mai târziu. Mi se pare foarte important. Haide. Asta vrei tu? Vai, ce frumos, nu-i așa? Wishing Well. Doriți-vă bine și veți avea parte de bine, nu? 4 și 8. 4 și 8 cât înseamnă? 12, 12. 12, interesant. 12 este numărul spânzuratului. Încercați să aveți o nouă viziune despre viață, despre spiritualitate, despre sacrificiile prin care ați trecut. Asta am văzut și când am început să amestec. Interesant, dar nu v-am zis. E o îmbrățișare tristă, da? Dar e o transformare. Trebuie să vă transformați. Să ascultați eventual o muzică specială, dar în primul și în primul rând să vă ascultați intuiția, gândurile. Și așa aici este secretul. În momentul în care îți dorești bine, se va manifesta bine și se vor ridica măștile. Pentru că măștile se poartă doar când ai intenții ascunse. Wishing well. Hai să vedem și mesaje de la îngeri. Dacă sunteți triști, aici este provocarea, ieșiți din tristețe, sau dacă aveți posibilitatea să îmbrățișați pe cineva care e trist și să le oferiți un pic de optimism, ar fi minunat. Ia uite, îmbrățișați, ia uite că tot am zis îmbrățișare. Și aici iar îmbrățișare, da? Aici este altfel. Și am vorbit de unicorn, v-ați ales calul unicorn, îmbrățișați-vă emoțiile. Ce frumos! Îmi place când se leagă, îmi place foarte mult. Ia uite, relații. Ce poate fi mai trist decât să ne privim în oglindă prin relațiile karmice și să ne vedem și defectele, nu doar calitățile. Calitățile le vedem în sufletele perechi, dar defectele adesea le vedem în relațiile karmice. Și aici este, trebuie să descoperim iar alt cal, alt unicorn. De două ori aveți unicorn și v-ați ales, ia uite, v-ați ales căluțul. Trebuie să descoperiți că sunteți fără limită. Poți să faci orice îți alegi, dar ideea este să alegi să gândești bine. Wishing well, aici este un joc de cuvinte. Ar putea să fie și pentru unii un izvor al dorințelor. Aici este să aveți acces la izvorul dorințelor voastre. Și care este izvorul dorințelor? Dacă nu inima. Acolo trebuie să descoperiți, să renunțați la mâini și să descoperiți de fapt ce vrea inima voastră. Inima voastră vrea să se extindă, să îmbrățișeze, să se îmbrățișeze cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, să-și îmbrățișeze emoțiile și să zboare cât mai departe. Dar pentru asta trebuie să renunțe la ce? La șabloane relaționale. Pentru mine asta e cartea relațiilor karmice, în care te privești în oglindă și vezi. E bine? Și iar interesant, iar apare numărul 12. Dacă până acum v-ați sacrificat în aceste relații karmice, acum trebuie să schimbați, că am văzut și transformarea, da? Ia uitați, aici e metamorfoza. Nu? Și transformarea voastră în bine îi provoacă și pe ceilalți să se transforme bine. Din acest motiv trebuie să îndrăznim. Să îndrăznim. Dar nu e niciodată confortabil să ne transformăm, să ne privim în oglindă defectele, calitățile, karma, acțiunile, consecințele acțiunilor noastre. Nu e ușor, dar e necesar. Hai să vedem ce energie, mesaje primiți cu ocazia acestei eclipse. Iar 5 de aer, 9 de aer, 5 de aer seamănă cu această senzație, bine, mai degrabă 5 de cupe, dar senzație de rece, de supărare, de conflict interior, pe care trebuie să-l transformați, da? Lăsați să țâșnească din sufletul vostru acest izvor de bine, de bucurie, de... aripi. Dragoste vine. Dragostea. Veți face diferența între relațiile karmice și dragoste. Relații 6. Vai, ce frumos! Dragostea, steaua. Și 9 de foc. Deci iar și iar stele aveți. Stele. Stele verzi, nu stele. Și de aici pleacă. Depinde ce vreți voi să dezlegați în voi. Dacă vreți să țineți legați, e alegerea voastră, dar asta înseamnă că veți mai trăi cine știe câte cicluri, pentru că această eclipsă este foarte importantă. Ne ajută să ne liberăm de niște cicluri și să începem un drum nou înspre libertatea noastră, autonomia noastră spirituală și intelectuală și emoțională. Autonomie înseamnă libertate, evident. 9 de foc. priviți la dorințele voastre. Steaua, nu? Aici e o stea, aici sunt mai multe stele. Eventual cineva, poate simțiți că vă îndrăgostiți, poate cineva care vă iubește și vă ajută să declanșați, să zic, sau să dezlegați izvorul acesta de lumină. Steaua, de fapt, e un izvor de lumină, dacă stăm să ne gândim, da? Chiar dacă e de la distanță, noi o vedem mică, dar poate să fie un soare, poate să fie... În fine, nu fac aici astronomie. Dar steaua are un potențial de a genera energie și lumină, nu? Posibil întâlnirea cu cineva vă echilibrează viața și voi lor într-o formă sau alta. Poate ei sunt trei și voi cu energia voastră plină de dragoste, de lumină, de speranță, îi echilibrați. Îi scoateți din relațiile karmice, poate este invers. Vindecați relațiile karmice, le vindecați. Ia-te, valetul de cupe. Nevoia de... Uf. Regina de aer. Poate că unii sunteți, pentru că văd 6 gemeni, vărsător și balanță. Poate că unii sunteți încă supărați. Aveți un 5 de apă în spatele unei regine de aer. Încercați să gândiți logic vis-a-vis de o decepție. Decepție, nu numai atât decepție cât supărare. Supărare, această răceală emoțională. Gândiți că poate este normal să fiți în relații nesatisfăcătoare pentru că găsiți explicații logice, dar totuși. Aici este schimbare, e o schimbare pentru că e o metamorfoză, da? Începe să vă doriți în înțelepciunea voastră, da? Începe să vă doriți să împărtășiți parte din emoții, pentru că nu mai vreți 5 de cupe, nu mai vreți regrete, lacrimi, da? 5 și cu 1, 6. 6 apare iar ca un număr care cheamă la echilibru, da? 7 și cu 1, 8, iar transformare. Vă doriți să exprimați dragoste, vă doriți să primiți dragoste, da? Ia uitați, și să fiți puternici împreună. Hai să vedem ce alte. Puteți să ne clarifici. Poți să ne clarifici, dragă tarotule, aceste cărți? Hai să vedem. Pentru numărul 1, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Am văzut 4 de cupe de 2 ori. Supărarea asta. Să vedem. Ah, ce frumos! Deci chiar e vorba de dragoste. Iar e un izvor în sufletul vostru. Dați-i drumul. Lăsați-l să explodeze de speranță, de bucurie, de lumină, de emoții. Vă îmbrățișați. Ia uite, măi, deci îmbrățișați-vă emoțiile. Asul de cupe, regele de cupe și 6 de monede. Regele de cupe și stea. Această dragoste ce poate fi? Vă vindecă și pe unul și pe celălalt, nu? Vă vindecă și pe unul și pe celălalt. Vă învață reciprocitatea pe care probabil că n-ați știut-o în relațiile karmice, n-ați trăit-o. Vă ajută să vă echilibrați emoțional cu regele de cupe și cu steaua. Mai cineva are niște capacități de vindecător deosebite. Voi sau altă persoană. Dacă sunteți voi, dacă simțiți că ați lucrat foarte mult în această direcție, aveți această capacitate de a vindeca pe cineva, de echilibra și acel cineva este o persoană foarte importantă. Vouă. Face parte din destinul vostru. E un suflet pereche, o flacără geamănă. Regele de spade și am văzut mai devreme regina de spade. Da, care a încercat să se detașeze din cauza unor trădări în familie. Și când vorbesc de familie, vorbesc de tradiții, nu doar de căsătorie, da? Sau trădări la locul de muncă, materialul, mai bine zis, materia, materialul, rațiunea și ceea ce este bine să facem, da, educația primită în acest sens, i-a dezamăgit foarte mult și au fost obligați prin întâlnirea karmică, sau sunt obligați, dacă sunteți voi, vedeți unde sunteți. Poate că sunteți voi și poate sunt ei. Această întâlnire karmică dintre voi doi, da, două suflete, regele de cupe și asul de cupe, da? Cele două suflete, cei doi îndrăgostiți, aici sunteți voi. Această întâlnire karmică i-a determinat să vadă, de fapt, ce înseamnă un cuplu, 2 de cupe, 6 de cupe, 4 de bâte. Nu cumva sunteți flăcări gemene? Că a înțeles, că n-a înțeles acest rege de spade, nu e obligatoriu să fie semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător, deși am vorbit despre așa ceva chiar de la început, dar e posibil. Dar e posibil. Să înțelegeți, de fapt, adevărul. Și posibil interesant ce simt, pentru că aici este iar o culoare rece și transformarea. Posibil, oricine ar fi în această postură rațională care a încercat să se poarte cum se cuvine, da? Acest personaj să se transforme. Poate sunteți voi în trecut, doritor să vă găsiți persoana predestinată și vine în această perioadă în care, dacă n-ați întâlnit-o, va veni cât de curând, da? Și asta se face doar prin vindecare emoțională profundă și schimbarea atitudinii, da? Îmbrățișați-vă emoțiile, tăiați cu această sabie. Puteți să răniți sau să vindecați, da? Tăiați legăturile karmice și începe să manifestați. În cazul în care n-ați făcut-o, această capacitate a voastră pe care poate nici voi n-ați știut că o aveți, dar a trebuit să accesați acest izvor. O capacitate de a vindeca prin blândețe, nu prin autoritate, nu prin rațiune, prin simțire, cosimțire, empatie. Hai să clarificăm asul de cupe. Asul de cupe. Odată. Las multe. Hai încă o dată. Deci, odată, de două ori, de trei ori. Și nici nu m-a lăsat. Aici este 7 de bâte. Ia să iau și pe aceasta. 7 și 7. Ori visați la această dragoste, ori intrați în acțiune și vă zbateți pentru cucerirea ei sau pentru păstrarea ei. Pentru că pentru cucerire înseamnă 6, dar 7 păstrează. Chiar dacă s-ar putea să aveți discuții acasă sau la locul de muncă. Clarificăm regele de cupe. O dată, de două ori. Și atunci, îndrăgostiții, știm, confirmă și necesitatea alegerii, da, între trecut, karmă și prezent sau viitor. Ia uite, regina de bute. Nu știu unde vă simțiți voi, ia uite, asul de spade. După mulți stres și multe griji în legătură cu acest suflet pereche care este în viața voastră sau urmează să vină, da? Și vă va aduce ceva stres, veți înțelege că emoțiile au un cuvânt important în viața voastră. Regina de bâte ar putea să fie același personaj, pentru că e atât de complex, da? Încât prin pasiune, creativitate și compasiune, pasiune și compasiune și încrederea pe care o are în aceste calități, are acest potențial de a ajunge stea. În ce sens? Nu musai stea de cinema, evident. De a ajunge să-și manifeste parte din destinul său. sau poate chiar destinul sau misiunea sa. Aș vrea să cred că sunteți voi. Că ieșiți din starea de visare și începeți să vă zbateți pentru această vindecare, pentru dragoste, pentru atragerea acestui suflet pereche, da? Și cu încredere să manifestați și creativitate, da? Și echilibru emoțional și misiunea voastră. Dar pentru asta trebuie să ajungeți la un adevăr, să înțelegeți niște lucruri. Clarificăm 6 de monede. De 2 ori, de 3 ori. Justiție. Aici cred că e separarea de familie. Iată. Între voi, deci soțul, familia sau jobul sau șeful, jobul, apare această stea. E o altă persoană. Aici e o altă vibrație care nu ține de material, ține de astral. De astral, da? Iată. Și când ați întâlnit-o, cum ați întâlnit acest stea, acest personaj, voi știți. Dar personajul acesta vă inspiră să vă găsiți steaua voastră pe de altă parte. De altă parte vă inspiră să vă găsiți drumul vostru în viață. Să manifestați justiție, dreptate, echilibru. Eventual trebuie să vă separați de un stil de viață karmic, în care trebuie să dați familiei, jobului și altora și mai puțin vouă. Aici, cum am zis mai devreme la 9 de foc, trebuie să generați voi alte steluțe după această întâlnire. Că veți fi împreună, că nu veți fi la flăcările gemene, nu aici este scopul. Scopul flăcărilor gemene este să manifeste o misiune importantă împreună, pentru colectiv, pentru umanitate în aceste vremuri. Scopul flăcărilor gemene nu este să se căsătorească și să aibă relații plictisitoare, karmice. Nu. Scopul flăcărilor gemene este să creeze, da? Și să vindece la nivel colectiv. Eu zic că sunteți sau vă atrageți. Sper. În cazul în care n-ați întâlnit, vă atrageți această flacără geamănă. Și când vorbesc de regina de bute, vedeți, de fapt de la cărți, nu mai spun zodii. Aveți și zodii de foc și de apă și de pământ și de aer. Adică pești, drac, scorpion, săgetător, leu, berbec, balanță, vărsător, gemeni și ceva din taur am văzut. Poate și fecioară. În fine. Ideea este, poate și capricorn. Sunt toate zodii. Dar eu nu mă fixez pe zodii, mă fixez pe energie în sine. Cred că unii v-ați întâlnit cu acest personaj și în acest proces de transformare încă mai sunteți triști și uneori visați, dar ideea e să nu fiți triști, să nu visați, ci să vă zbateți, să păstrați această energie sau măcar această vibrație sau măcar ceva învățat, dacă personajul nu poate să stea în preajma voastră, măcar ceea ce simțiți că învățați de la acest personaj. Iar, repet, ca să fiu clară, depinde unde sunteți. Unii puteți să fiți voi aici și să inspirați pe ceilalți și să vă atrageți, să inspirați la eliminarea legăturilor karmice și să inspirați înspre vindecare și colaborare și dragoste. Da? Puteți să fiți și împreună. Depinde. Dar cărțile arată foarte bine și încerc și eu să fiu să nu stric atmosfera pentru că ar fi păcat. Poate că ați fost un pic defensivi. Unii dintre voi, posibil că ați fost defensivi sau ei au fost defensivi. Manifestați încredere, cu ceriții, cu răbdare, cu zic, pasiune și compasiune. Merg mână-mână. Și deschisesem la 2 suflete perechi, acum la 9 de cupe. Câte cupe, domne? De-aia vi se zice îmbrățișați-vă emoțiile. Și renunțați la tiparele alea în care ați crescut, v-ați obișnuit. Știu că nu e ușor. Dar totuși ați ales calul, adică ar trebui să fiți un pic năvalnici, să fiți măcar așa undeva, să simțiți că există un rebel în voi sau o rebeluță. Rebel. Stai că era o melodie. Rebel. 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 Era o melodie mai veche din anii 80. Da. Chiar dacă va trebui să vă separați de energiile vechi, inclusiv în justiție, să vă separați justiția, asta înseamnă până la urmă tribunal separării. Însă există și o altă justiție, justiția divină prin apariția acestei influențe, influențe zic. Repet, poate să fie creșterea voastră spirituală, care va atrage dragostea, și trebuie să aveți răbdare cu cei care încă, până primesc, trebuie să se transforme. Sau, dacă nu este creșterea voastră, este un personaj care vine în viața voastră cu această energie. Și e bine. E bine pentru că este tot ceva zorit. Cam atât deocamdată. Eu știu, rămâne să-mi povestiți cândva despre aceste predicții, cărți. Însă, cărțile sunt frumoase. Ar fi păcat, dragii mei, ar fi păcat, și văd adesea situația asta întâmplându-se, ar fi păcat să nu primiți energiile acestea atât de frumoase, să nu le primiți cu sufletul deschis. Ar fi foarte păcat. Acum, hai să vedem. Cei care ați ales acest cristal alb roze, cuarț, cred că este cuarț. Oricum, acesta, cum eu zice, atrage și el dragoste, vindecare, puritate. Haideți să vedem totuși energia care vine în viața voastră în această perioadă. Sub ce formă veți trăi și veți vedea. Noi acum încercăm să întrebăm îngerii ce vor să ne arate. Dar o las așa. 3 de aer este o dezamăgire. Cineva s-a pus pe aripile voastre și vi le presează, vi le apasă. Trebuie să vă scuturați această apăsare și să zburați. 3 de aer a venit totuși invers. Îl las așa că e mai bine așa. 4 de cupe. Asta înseamnă 3 de aer, dezamăgirea și supărarea aceasta trebuie depășită. Aveți un nebun, trebuie să o luați de la 0. Trebuiește. Roata norocului. Asul de foc. Da? În primul rând, renașteți. Da? Aici este chemarea să vă scuturați aripile și să vă întindeți aripile. Nu să vă lăsați dezamăgiți. Nu. N-avem timp de așa ceva. Sunt vremurile, dragii mei. Sunt vremurile atât de intense încât nu avem timp să plângem. Chiar dacă ne doare, nu. Ne scuturăm aripile și ni le întindem și zburăm mai departe. Dar renaștere, asul de foc, regăsiți-vă energia în voi, inspirația, e eclipsă, da? În Săgetător. Soarele și luna, energia feminină și masculină, reechilibrați-vă. Da? Apare această, ia uite, zărul și roata norocului, schimbare de energie. Da? Ieșiți din 4 de cupe. Da, pe cine au pus muzică? Sper totuși să nu ne deranjeze. Să sperăm că nu sunt manele. Dar dacă sunt, asta e. Dreptul lor să se bucure de viață. Mesaj de la înger pentru numărul 2. Mesaje de la înger pentru numărul 2. Albul acesta e foarte lăptos. Pentru mine ține de curățenie, curățenie emoțională și mentală, adică ieșirea din aceste regrete, doruri. Adică nu e suficient să-ți fie dor. Și dacă ți-e dor, ți-e dor. Dacă ți-e dor, atunci mergi în direcția în care ți-e dor, schimbă energia. manifestă ceva, creează, asul de bâte creează, e creativ, e foc. Mergeți înspre lumină, zburați înspre lumină, lăsați dezamăgirile. Of, ia uitați-vă, cum e exprimată. Energia karmică, cum vă apasă aripile. Nu vă lasă să zburați. Acesta este un heruvim, dragii mei. Că tot i-am desenat toată vara pentru expoziție, are aripi și la ochi, da? Și de zburat și probabil și cu care își acoperă tălpile. E un heruvim, sau mai degrabă nu, serafim și mai și. Dar aveți un potențial pe care o energie karmică l-a afectat. Dar aveți aici un exemplu în spate. Da? Două păsări, care așa, diferite cum sunt, se înțeleg bine. Dar cum să ajungi la perechea ta dacă te lași apăsat de situație? Așadar, renunțați la... Faceți tot posibilul să ieșiți din depresii, 4 de cupe, 3 de aer și să vă vindecați. Tot posibilul și să știți că posibilul acesta depinde de voi. Este ușor să așteptăm să vină cineva, nu? Să vină cineva să ne salveze, noi să fim victimele și să ne salveze cineva. Singurul care ne poate salva este Dumnezeu. Considerați fundația pusă. Vedem. Ia uite, întoarceți-vă privirea, inima către lumină. Aveți o fundație pusă undeva și nu mă refer la relații de lungă durată. Mă refer la o bază, poate să fie și o mică prietenie, firavă, dar e o fundație, pentru că fundație e fundație, nu e construcție, o mare diferență, da? E într-adevăr o casă, poate e o casă făcută în altă viață și atunci este fundația făcută pe care voi puteți să construiți în această viață, da? Pentru că ce fundație, nu e construcție. Sunteți puternici și voi trebuie să demonstrați, în primul rând, dragoste față de voi. Dragostea face diferența, cum am zis mai devreme. Dragostea față de voi vă îndeamnă să vă vindecați. Interesante mesaje. Știu că uneori poate vă citesc altfel cărțile, dar nu vreau să le citesc într-un mod convențional, pentru că nu mă reprezintă tradiționalul chiar atât de mult. Deși ce este tradițional are valoarea sa. 50. 5 este vibrația acestui an. Posibil în acest an a spus această fundație sau v-ați întâlnit cu cineva cu care puteți să construiți altceva. Deci e o altă legătură. E o altă legătură care se poate construi dacă renunțați la durerea aceea care vă stă în suflet, vă apasă umerii. Mergeți la un masaj. Ar trebui să se deschidă cabinete de masaj aripi. Deci, tăiem. Hai, mai amestec o dată. De 2 ori. Ia uite. Mai. Ascultați. Ascultați. 5 și cu 3. Cât înseamnă? 8? Nu? Transformare. Ascultați intuiția, ascultați îngerii, ascultați muzică care vă vindecă, care vă îndeamnă să zburați. Ia uite, intuiția, nu, vă cheamă, sunteți chemați spre necunoscut. Trebuie să vă schimbați direcția, interesant, Magical Map Shifter. Da? Și am văzut și roata norocului. Trebuie să vă schimbați direcția. Și pentru asta trebuie... Busola este în sufletul vostru, dragii mei. Hai să mai vedem. Deci, odată, de 2 ori, i-am schimbat cărțile, dar așa a fost să fie. Apropo de schimbare de direcție, trebuia să fac acum cu aceste cărți, dar fac cu acestea. Dar nu contează mesajul, înseamnă că așa trebuie să vină altfel. Neconvențional. Și schimbare, cum zice... Schimbare de direcție, de stil. Schimbați-vă stilul, măi, dragii mei. One ring circus. Spirit of Place. Și Flying. Ce am zis, mă, că trebuie să zburați? 20 este numărul judecății. Judecata, renașterea. Trebuie să zburați. Și să urmați, iar e cineva, să vă urmați, urmați conducătorul. Există cineva care vă inspiră. Dar, cel mai mult, trebuie să vă inspire Dumnezeu, da? Divinitatea și intuiția voastră. Și iar este ceasul, e timpul, da? E timpul să urmați o nouă direcție. Eu așa simt cărțile. Și am zis, am schimbat un pic. Trebuia să fac cu aceste cărți, dar nu contează. Acesta 15 reprezintă, este similar cu diavolul din tarot. Reprezintă dorința de independență. Știu că citisem de curând. Dorința de independență. V-ați construit foarte mult, poate ați încercat să vă construiți o anumită direcție, dar uite așa v-ați izolat. Sunteți pe o stâncă în construcția voastră. Construcția voastră, da? Ați tot construit. Ați tot muncit până vă apasă munca pe unii dintre voi. Dar dorința de independență v-a limitat orizontul. Îmi pare rău să vă spun, dorința de independență. Poate e cineva în viața voastră care știți că se manifestă așa dacă nu sunteți voi. Dar dorința de independență financiară, profesională, dorința de a străluci, de a ieși în evidență a voastră sau a cuiva, v-a limitat posibilitățile și v-a adus la acest 3 de spade. Da? Pentru că ați renunțat la voi, la sufletul vostru, la dragoste pentru această construcție. Da? Ego. Și acum regretați. Nu știu pentru cine zic, dar pentru cineva știu că zic. Știu că zic bine pentru cineva anume. Uite, s-a oprit la asul de cupe. A venit o dragoste cândva. Și posibil, 4 de cupe, da? O ocazie, da? Și posibil ați renunțat la această ocazie pentru această dorință de independență. Dar acum spiritul locului vă îndeamnă să vă transformați. Aici văd iar niște aripi, aripi de fluture. Să vă transformați sufletul, viziunea și să vă transformați, să vă regăsiți aripile. Da? Că tot am vorbit de la început despre aripi, aripi, aripi. Și înaripați-vă și privirea și gândirea în primul rând. Adică ieșiți în această obsesie, această construcție rigidă. Apele sunt în depărtare, ați încercat să fugiți de emoții. Și dacă simțiți că nu sunteți voi, o fi altcineva, dar totuși pentru cineva știu sigur că vorbesc. 4 este numărul împăratului, da? Și diavolul ce vrea? Ego-ul ce vrea? Să domine, să iasă în evidență, să aibă stabilitate. Nu, trebuie să renașteți din lucrurile astea și pentru asta trebuie să ascultați, să vă ascultați intuiția. Ce vă spun? Asul de cupe. E o dragoste care plutește în aer. Hai să vedem. Clarificăm aceste cărți prin tarot. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Tăiem, am zis, da? Tăiem. Pentru că această eclipsă ne scoate din construcțiile vechi, din cicluri și ne îndeamnă la renaștere. Ah, 10 de cupe. 3 de spade, iar, vedeți? Regele de spade. Regele de spade. Cel care a construit, da, a considerat că are un ideal de construit sau ca să ajungă să se bucure de o familie fericită, el trebuie să fie într-o anumită postură. Și dacă s-a întâlnit cu acea dragoste, cu acea fericire, a mai amânat-o un pic, nu că trebuie să fie stabil, că trebuie să fie apt, valoros, nu știu cum. Rege, regină, oricine poate fi bărbat, femeie, dar nu contează. Și uite așa, această dorință de a avea control asupra situației, asupra inimii, de a-și controla inima, a pus inima în suferință. 3 de spade apare de 2 ori, dragii mei. De 2 ori apare. Dar mesajul este că trebuie să renunțați la această durere și și să înțelegeți. Regele de spade înțelege, chiar și pe cale rațională se poate înțelege, că dacă nu îi dai drept inimii să se manifeste, mai devreme sau mai târziu te va face să suferi. Nu? E logic. Și atunci trebuie să zbori, trebuie să renaști, trebuie să te transformi. Am vorbit de 8, da? De transformare. Hai să mai vedem ce alte mesaje. Vineam de roata norocului în continuare. Mi-am permis eu să trag cu coada ochiului. Roata norocului în continuare. 2 de cupe, măi! Păi! Păi, dragii mei! Las așa că arată prea bine ca să nu las. Asta este. Zburați. Schimbați direcția. Ia, roata norocului e o busolă. Este timpul. It's time! La capătul setului de cărți 3 de cupe. Dar independența asta a voastră poate să fie și a lor. Poate să fie și a lor. Dar aveți un potențial nemaipomenit de care trebuie să vă bucurați și trebuie să-l manifestați. Dacă reușiți să faceți, în primul rând, poate ei vă o dezamăge cu dorința lor de independență. Dar 9 de monede, afară de faptul că e independentă, nu e diavol, e 9 de monede, e 9, e Jupiter, e expansiune, e Venus. E dragoste, e uliu, acesta e înțelepciune. E o mare diferență între diavol și 9 de monede. Poate că sunteți 2 persoane independente, însă una este sorii. Nu vă, îmi pare rău, una dintre cele 2 persoane independente este mai evoluată spiritul. Punct. Da? Period. Cum zic că e, da? Cum zic că e în engleză. Period. Period. Asta e. Hai să vedem, clarificăm. Hai să clarificăm. O dată, 10 de cupe. Pentru că e persoana ideală. Iată ce a făcut. De 2 ori. Și de 3 ori. Valetul de bâte și iute. Da? Și 9 de bâte. Mai comunicați. Treceți peste blocaje, învingeți blocajele, că aveți această ambiție, aveți o ambiție totuși. Sunteți oameni ambițioși. Învingeți blocajele și comunicați până la urmă. Mergeți și inițiați. Mergeți spre o nouă care. Nu mai mergeți înspre zonele care vă blochează sufletul. Nu contează, da? Visați. Cât mai grandios. Regina de bâte și 7 de cupe. Visați. Îndrăzniți. Clarificăm 3 de spade. O dată. 2 ori. Uf! Și uite ce... Și încă nici n-am amestecat. Ia. 8 de spade, valetul de cupe și ce trebuia să vină? 8 de monede. Aici este. Ce trebuie să alegeți. Da. Această persoană valoroasă. Eventual să colaborați cu persoana valoroasă. 6 de cupe, 3 de monede, soarele. Da? Puteți să fiți, să străluciți împreună. Sau prin proiectele pe care le aveți împreună. Și aici trebuie să vă gândiți eventual. Eu așa simt. Sau decât să... Mai simt ceva. Că trebuie să decideți. Decât să construiți singuri. Aici este ideea. Aici e o idee. Asul de... Am văzut un as de bâte pe aici? Da, uite-l aici. Aici despre care am vorbit. Aici e ideea. Decât să vă construiți singuri, mai bine construiți împreună cu acest personaj. E un personaj cu care puteți să construiți. Sau să vă găsiți oameni. Da? Că asta înseamnă renaștere. Asta înseamnă schimbare de abordare, de direcție, de stil. Și eu mi-am mai schimbat stilul în artă, dar nu poți să rămâi tot timpul la fel. Altfel te izolezi. Deci, aici este provocarea. Să exprimați parte din emoțiile voastre, chiar dacă vă simțiți un pic blocați și stresați. Vai, dar cum să fac? Cum? Uite așa. Exprimați cât de puțin puteți și implicați-vă. Implicați-vă în această transformare, pentru că 20 înseamnă transformare judecată și aici iar 8 înseamnă transformare, dar într-o altă direcție. Găsiți-vă noi abilități, noi skills, noi calități, îndemânări, ce vreți voi. Dacă ar fi să fie vorba de financiar. Colaborările acestea pot să fie 2 de cupe, poate să fie și o colaborare la locul de muncă. E obligatoriu să fie suflet pereche, dar eu sper să fie suflet pereche. Clarificăm regele de spade. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Iar comunicare, implicare, comunicare emoțională și explicați, domnilor, dacă simțiți ceva pentru acest personaj. E un personaj. Poate a fost distanță în această poveste de dragoste. Distanță, dorința de a fi deasupra lumii. Atât. Sunt și invidioși în preajma voastră ca întotdeauna, însă șase de cupe înseamnă împăcare. 6 de cupe și cu 2 de cupe este întâlnirea cu, în această renaștere, din rațiune și în această construcție foarte îndelungă, da? Înseamnă o întâlnire cu un suflet cu care aveți deja o fundație, cum am zis mai devreme, dintr-o altă viață, pentru că sunt legăturile din altă viață, profunde, telepatice, tulburătoare din punct de vedere emoțional. Pentru unii, posibil această întâlnire să fie ori la locul de muncă, ori în viața de zi cu zi, pe un traseu de ăsta comun de zi cu zi. Clarificăm și roata norocului. Dacă am tras cu grupul asta, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, să ieșiți din 4, da, din 4, din construcțiile astea, din... Da, din... Ia, aici e o stâncă, parcă e un 4, parcă e un cub, da, din acest 4. Ieșiți din acest 4 de... E 4 și aici, da? 4 de monede. În această construcție. Carieră, stabilitate. Măi, dragostea are nevoie de mai multe, nu doar de atât. Posibil să trebuiască să alegeți între două femei, dacă sunteți bărbați, dar eu cred că există un personaj care este 2 într-unul, cel puțin. Cel puțin 2 într-unul, da? Oricum, că e un personaj, că nu e un personaj, în primul rând puteți să faceți pace, că 6 de cupe pentru mine nu văd împăcare, pace, pace cu voi înșivă, pace cu rațiunea voastră, pace cu sufletul acesta care suferă de lipsă de dragoste. Eu așa simt. Unii suferiți din lipsă de dragoste și atunci faceți pace cu voi, renașteți, schimbați direcția, că asta e singura variantă, să schimbați direcția și să începeți să vă iubiți, să vă vindecați, să vă orientați către hobby-urile care vă plac, pasiunile voastre, da? Asta înseamnă vindecare. Clarificăm și 2 de cupe. Dată, de 2 ori, de 3 ori. Regele de bătăie, uite. Rece și am văzut și regina de putere, da? Simțiți multă pasiune pentru acest personaj dacă l-ați întâlnit, dacă nu urmează să-l întâlniți. Și posibil să vă destabilizeze un pic, dacă nu v-a destabilizat. Însă această destabilizare sau dezechilibru, da, este o provocare. Eu așa văd. O provocare. Să renașteți. Rămân totuși la acestea. Da? Să renașteți. Și să schimbați cazul. Cum și zice. Unde este? Era pe aici, da? Map shifter. Ia, mergeți înspre ce vă atrage. E o dragoste ca un trăsnet. E un personaj puternic care vine ca un trăsnet în viața voastră pentru unii. Dar eu simt că pentru alții cu acest v-ați întâlnit cu acest personaj. V-ați întâlnit și ați amânat întâlnirea, eventual ați amânat manifestarea acestui potențial din cauză de stabilitate, de, eu știu ce, chestiuni financiare, profesionale, independență, da? Și totuși inima tânjește după dragoste. Inima, vă e dor, 4 de cupe, vă e dor. Și inima spune, hai, ia-o de la 0. Du-te, eu te cheamă, eu judecat, eu renaștere și aici, la nebun, parcă e judecata. Vă cheamă, intuiția, sufletul, zice, hai, eu de la 0, schimbă, 10, să vă spună ceva, poate sunteți în octombrie, unii, da? Și 20 iar, 20, da? Chemarea, vă cheamă. Pasiunea asta, personajul acesta, proiect, ce ar putea să fie? Pentru unii poate să fie și un proiect. Dar, hai să vorbim de personaje, că mi se pare așa mai... Interesant. Ascultați, interesant, da? Ascultați, că tot am văzut pe cineva care vorbește. Unde e? Aici e o cornă. Tromp, nu e trompetă. Cum îi zicem? O cornă. Și aici este col. Chemarea. Într-o nouă direcție. Într-o nouă lume. Ascultați. Ascultați această chemare. Sper că ați fost și voi deschiși și ați ascultat aceste mesaje, pentru că dacă nu ne ascultați cu sufletul deschis, nici nu o să-și facă drum înspre inima voastră și nu o să se manifeste. Și întrebați, dar de ce nu se manifestă? Pentru că ați fost crispați și pentru că nu ați dat șanse pozitivului să pătrundă în sufletul vostru și să-și facă acolo loc. Să-și facă loc. Și zic așa pentru că unii sunteți încă într-adevăr în această vibrație. O suferință, o decepție, dar v-am zis, nu mai e. Că suferința apare din multe motive, da? Casă, patru, e casa patra a familiei, sunt multe. Dar cum am zis, am schimbat seturile de cărți și aici și voi trebuie să vă schimbați stilul. Trebuie să vă schimbați stilul. Și să vă întoarceți inima către lumină. Către lumină, dragii mei. Cei care ați ales numărul 2. Interesante etalările. Interesante etalările. Acum, hai să pun cărțile deoparte. Și să... Pardon. Să vorbesc despre clopoțel. Cei care ați ales numărul 3. Da? Clopoțelul vă cheamă și pe voi, ne cheamă pe toți. Însă, e un clopoțel roz. Da? Și cu fundiță. Roz înseamnă dragoste. Dragoste necondiționată, știți? Nu e roșul acela plin de pasiune, de obsesie sexuală, nu. Rozul ține mai mult decât obsesia sexuală. Rozul ține de dragoste înaltă. Hai să vedem. Dragii mei, cei care ați ales numărul 3, ce mesaje, ce situații? Ia uite, văd 11, trebuie să vă echilibrați viața. Sau să faceți echilibristică, vedem. Energie generală sau mesaj special pentru cei care au ales numărul 3. Situație de eclipsă de soare în Săgetător. Este o avertizare, o chemare, muzica. Vedem. Numărul 3. Hai să vedem. Amestecăm. Dragii noștri îngerași. O dată. De două ori. Nu mai vrea de trei ori. Ok. Educație. Dite, interesant. Trebuie să investiți în educația voastră. Wow! Dacă te-a trebuit să amestecăm pentru acest mesaj. 3 și cu 5. 8. Transformați. Trebuie să vă transformați. Ori o persoană în viața voastră foarte educată care vă transformă, vă îndeamnă să vă redescoperiți. Citește în voi ca într-o carte, interesant, și vede detalii pe care voi poate nu le vedeți. Dar, trecând peste acest potențial că e o persoană, în primul și în primul rând trebuie să fiți voi, să vă educați și să acordați atenție unor detalii care țin de subiectele pe care le explorați. Dar vedem ce legătură are cu voi. Educație, detalii. Interesant. Să aprofundați ceva. Intuiția nouă. Vreți să cunoașteți mai multe, să vă educați înspre Marea Preoteasă, înspre necunoscut, înspre lucruri spirituale? Protejați această comoară. Ceea ce descoperiți, protejați, pentru că e o comoară imensă. Educația este cea mai valoroasă comoară, cred. Sau hai să zicem dragostea și apoi educația, dar nu știu dacă... Cred că sunt pe același loc sau nu merg una fără cealaltă. Pentru că o dragoste needucată, știți, poate să creeze probleme. Dar dragostea ne și educă, e o formă de educație. Intuiția nouă. Trebuie să intrați în necunoscut, interesant, și să descoperiți niște lucruri. Poate că cineva vă învață, vă arată calea, vă inspiră. Detalii, da? E o chestiune ca de microscop. Pentru că detaliile contează uneori foarte mult. Să vedem mesaje de la înger pentru voi. Mesaje de la înger pentru numărul... Sunt multe. Dar trebuie să aveți credință, legătură spirituală. Aha, interesant. Hai să lăsăm. Și ascultați cu inima. Când intrați în acest necunoscut, educația aceasta se face, că am vorbit interesant de educație și de dragoste, dragoste ce inimă, da? Educați-vă inima, nu doar mintea. Sufletul, educați-vă sufletul înspre credință. Poate că aveți de citit cărți despre credință, despre legături spirituale, despre conexiuni profunde între oameni. E o legătură spirituală, clar cineva a zis mai devreme că vă inspiră. Eventual vă inspiră să aveți credință, da? Aici face parte din detaliu, nu? Claritate și zice, aveți credință, claritate și ascultați-vă inima, interesant. Și la... Ah, ce frumos! La capătul setului de cărți, I love you. Relaxați-vă că cineva vă iubește. Eventual, poate că și voi trebuie să spuneți cuiva, nu știu cine sunteți, dar cuiva trebuie să-i spuneți, eventual, că iubiți. Pentru acest impact puternic, probabil, transformator 3 și cu 5-8 pe care l-au în viața voastră. Aici e detaliu, interesant. Aici e detaliul la care ajungeți. Descoperiți că iubiți. Să vă educați, că iubiți persoana care vă transformă și vă inspiră și că vă atrage. Iubiți persoana care vă atrage în necunoscut. E ca un joc, da? Pentru că vă obligă să o descoperiți și pe ea sau pe el și pe voi. Interesante mesaje. Hai să mai vedem ce alte mesaje primim pentru numărul 3. Numărul 3. Legătură spirituală. Numărul 3. Hai să vedem. O dată. De două ori. De trei ori. Asul de cupe, mai și cu I love you și cu te iubesc și cu dragul meu, draga mea. Sunt cele mai frumoase cuvinte. Vai, ce mă bucur! Măi, la ce etalare complexă, le aveți pe toate. Și spiritualitate și credință trebuie să descoperi. 6 de pământ, reciprocitatea și regina de cupe. Iar persoana generoasă, transformatoare, poate să fie spirituală, emoțională, spirituală și educată. Pentru unii dintre voi, că sunteți voi, că e altcineva. Dar am zis, când apare această carte, în primul rând trebuie să vă iubiți pe voi. Asul de cupe ne ajută să ne vindecăm, să ne iubim și apoi să putem să primim orice declarație de genul ăsta de la oricine altcineva. La capătul setului de cărți, 9 de foc și luna, iar, necunoscut. Luna spânzurată mare, ca și puternic în semnul peștilor. 4 de cupe. După o îndelungă așteptare. Posibil o distanță între voi. Dacă știți această persoană, distanța dintre voi v-a făcut să vă... și așteptarea v-a făcut să vi se facă și mai mult dor. De aceea aveți credință. Ascultați-vă inima că veți fi împreună mai devreme sau mai târziu. Da, e un dor mare între voi din cauza stagnărilor, a distanței, a unor lucruri pe care nu le cunoașteți, dar trebuie să ascultați-vă inima, luna, sufletul și să rămâneți în picioare în credință, să rămâneți în credință, da? Stea înseamnă credința și 4 de foc rămâne în picioare în pofida blocajelor sau provocărilor. Interesante cărți. Asul de cupe. Ce mai simt? Că această educație sau inspirația, cineva vă inspiră să vă redescoperiți, vă ajută să vă descoperiți această perlă în sufletul vostru. E ca un spirit uș. Uite, Uite ce frumos e sufletul tău. Dă-ți voie să-l accesezi, să-l deschizi. În primul rând să te bucuri tu de sufletul tău și apoi cândva să se bucure și alții, da? Regina de cupe, că evoluează de la asul de cupe. Scuze, e o chestiune de comunicare. Și are reciprocitate. Vă oferiți vouă dragoste, dar oferiți și celorlalți. Oferiți celorlalți, vă oferă și ei dragoste. Asta e frumos. Frumos. Hai să vedem. Numărul 3. Ce alte mesaje primim pentru numărul 3? Hai să explicăm aceste trei părți. Ce alte mesaje? Odată, de lună nouă, și de eclipsă de 2 ori, și de 3 ori. Eu de judecata, și voi aveți judecata într-o formă sau alta, renaștere, transformare. Frumoase, că e normal să apară la toți anumite chestii să fie asemănătoare, pentru că eclipsa aceasta ne ajută să renunțăm la ciclurile vechi și să manifestăm ceva nou, libertate sau relații noi. Valetul de monede, spânzuratul, l-am văzut și undeva pe aici. Da, ia uitați, spânzuratul. Casa 12 a necunoscutului. Simțiți că trebuie să descoperiți, da? O legătură foarte spirituală pe care o aveți, o înțelegeți, o descoperiți, dar nu înțelegeți, dragii mei, doar cu rațiunea, o înțelegeți pe altă cale, pe calea visului și comunicărilor telepatice sau chiar... Uite. 5 de monede. Sunteți departe de acest personaj sau nu comunicați. Sunt niște probleme pe care trebuie să le rezolvați. Dar aici este, aveți credință, da? Vi se zice să aveți credință, să vă ascultați inima, că această legătură spirituală e atât de profundă încât veți trece peste probleme. Probleme apar și la 5 de monede. Tăcere sau însingurare sau senzație de abandon sau teamă cumva că veți fi refuzați. Că dacă oferiți reciprocitate, acest as de cupe, valetul de monede, e o teamă că nu va fi primit. Dar ascultați-vă inima, zice. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Apropo de numărul 12. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. O să clarific. Decât să stați în teamă că veți fi refuzați, mai bine... Interesant, ce frumos, da? Da? Unde să pun? Aș pune așa. Decât să stați în teamă sau în senzația că sunteți legat, că nu puteți să manifestați rezolvarea unei situații neplăcute, tăcerea dintre voi, niște probleme de, eu știu, sau, am zis, însingurare, de abandon, senzația de abandon, decât stați în această frică, mai bine vă implicați, oferiți această perlă, parte, da? Din emoțiile voastre. Ce ați descoperit, valoarea pe care o vedeți în acest personaj și manifestați, aici vreau să ajung, 5 și cu 1, 6, 6 de pământ, manifestați reciprocitate. Cât de puțin oferiți? Bine, ideea e să oferiți mai mult, dar aici este ideea. Să aveți credință. Să nu vă mai lăsați influențați, iar aveți, nu, și aici aveți numărul 12, da? Să nu vă influențați. Să nu vă lăsați influențați de alții, ci doar de sufletul vostru. La capătul setului de cărți, asul de monede se poate, da, asul și cu 90, se poate manifesta o relație de lung sau un proiect pe termen lung care să aducă succesul, da? 9 și 1. Posibil, există un personaj care vi se pare mai educat, iau de 9 de monede educată. Da? Și vă cheamă, vă îndeamnă să renașteți, să vă vindecați, să alegeți un nou drum, expansiune spirituală, mentală, intelectuală, inclusiv în fizic, dar trebuie să faceți primul gest. Educație. Poate că ei, vedeți despre cine veți trece și veți vedea. Eu acum vorbesc despre voi, dar poate să fie vorba de o persoană. Hai să vedem. Deci degeaba aveți emoții dacă nu le exprimați. Practic. 6 de monede. Și primul lucru începe cu un gest, un telefon, o declarație. Da? I love you. Valetul de monede. Poate să spună, uite, printr-o carte. Oferă o carte cu o dedicație la început. Deja am, da, îmi închipui, da. Ți-am cumpărat, draga mea, o carte. Dragul meu, evident că poate să fie și invers. O carte, că tot e Moș Nicolae. Așa, și la început e o dedicație. Și acolo spuneți, pentru că vă tremură sufletul și buzele, să spuneți, eventual unora le rușine să spună că iubesc pe cineva. Sunt mulți, mulți oameni care fug de aceste declarații. Nu știu de ce, dar în fine. Probabil o chestiune de educație. Așa au fost educați. Dar depășiți acest lucru și puteți să faceți această declarație, într-o formă sau alta. Poate o veți primi, Doamne ajută, dar vrem să și facem, apropo de reciprocitate, declarații și gesturi frumoase și să scoatem pe cineva eventual. Dacă știți pe cineva care stă pe loc sau are probleme, oferiți-le ajutorul. Că, ia uitați, posibil, ia uite, Regina de Cupe, e undeva cu spatele, a, ce interesant mesaj, Regina de Cupe, e undeva cu spatele, se simte singură, abandonată, poate nu sunteți voi, poate sunt ei, da? Poate au probleme financiare, probleme de sănătate, probleme în familie, au probleme și știți că sunt oameni frumoși. Poate sunt chiar oamenii care v-au inspirat, dar au niște probleme în material, pentru că e legătură spirituală, da? Și dacă voi simțiți această dragoste și aveți posibilitatea să oferiți reciprocitate și stabilitate. Da? Manifestați această, nu știu, întrajutorare, susținere, înțelegere. Și veniți voi cu asul vostru de cupe, cu valetul vostru de monede, pentru unii, nu știu pentru cine citesc, dar pentru cineva citesc, clar, nu? Poate sunteți voi aici, mai bine și ei sunt, au nevoie de o susținere, da? Dar împreună, măi, împreună puteți. Hai să vedem, alte mesaje. Valetul de monede, o dată, de 2 ori și de 3 ori. Nebunul, mai trebuie să îndrăzniți, o luați de la 0, îndrăzniți. Și magicianul, și 2 de cupe, și 3, deci îndrăzniți, verbalizați, exprimați, apropo de love you. Te iubesc, ascultătoareu, ascultătorule, vă iubesc. Asta ca să confirm că primiți de undeva o declarație, da? Vă declar eu că vă iubesc, că sunteți alături de mine și de acest canal și că ascultați, sper, din tot sufletul, că ascultați cu sufletul deschis, că aveți un suflet frumos, care trebuie educat, eventual, în cazul în care, da? Știți că întotdeauna e loc de educație și mai multă educație, da? Trebuie să luați de la 0. Asul de cupe, nebunul, valetul de monede, dar trebuie să-ți dați un telefon, să ziceți ceva. Sau măcar să ascultați etalarea asta și apoi vedeți ce vă mai inspiră. Ascultați inima, ce vă inspiră inima. Interesant, poate cineva vă invită la o călătorie sau voi invitați pe cineva la o călătorie, așa simt. Eu când văd această carte mă gândesc evident la Alpina, Transalpina. Acum eu știu dacă e voie să mergi pe Transalpina, dar eu știu, măcar până la Sinaia. De aici de unde sunt eu merge. Da, merge până la Sinaia, până la Brașov și înapoi, chiar mișto. Nu știu unde sunteți voi. E o călătorie care urcă. Ups. Vedeți să nu vă aprindeți în această călătorie. Ați văzut cum era să o bag în flacără. Da, e frumos, manifestați. Mai sunt două suflete. Nu se simte însingurat. Are impresia că nu vă pasă de ei. Așa e impresia ei. Dar vouă vă pasă. Wow! Clarificăm spânzuratul odată. De două ori. De trei ori. Moartea, transformarea asta este 12-13. Ieșiți din această stagnare, da? Transformați-vă viața, situația, asul de spade, 10 de cupe și lumea. Da, uite că tot e lună, eclipsă de lună, soare, aici este soare, chiar dacă sunt gemeni, da? Da, e o dragoste. Faină, faină. Și soare aici pentru mine reprezintă varianta mică. 10 de cupe este soricel. Soricel, așa zic eu, da? Și 9 steluța. Dar lună și soare, da? Eclipsă la... Da. În fine. Ideea este că trebuie să manifestați o nouă lume. Că de fapt de-aia se întâmplă această eclipsă, ca să ne schimbăm vibrația, nu? Să ne transformăm. Ce să avem? O nouă înțelegere asupra lucrurilor. O nouă înțelegere. Spânzurat, o nouă perspectivă, cum să echilibrăm situațiile, cum să le transformăm, da? Și să ducem acest vis către realitate, sau acest potențial, sau aceste emoții, sau această legătură spirituală, să nu rămână doar în 5D, să se manifeste și în realitate, nu? Clarificăm 5 de monede, odată, de două ori, a sărit una, de trei ori. Ia uite, 9 de monede de pute și 10 de pute. Dacă sunt niște blocaje, dragii mei, dați cu ele de pământ, pentru că regele de pute este puternic. Încheiați acest capitol de blocaje, de restricții, de senzații de abandon, de suferință, de neîncredere, de stagnare, de sacrificii, de câte mai... Nu mai știu, de câte ori am repetat un cuvânt, nu mai bat capul, da? Regele de putere. Eu așa simt. Că regele de putere are atâta forță încât poate stârme aceste blocaje. Și să manifestați o nouă lume, un nou capitol. E cu dragoste, mai. Ia mai dăm o carte pe această moarte. O dată. De două ori. De trei ori. Justiția, vă separați de cineva, de relațiile karmice, aici sunt blocajele, eventual nu ați oferit, vreți să o luați de la zero, nu ați oferit această dragoste acestui personaj care se simte singur, sau, simte că ori aveți voi niște probleme, pentru că sunt două cupe, da, doi de cupe. Oamenii, în această legătură spirituală, oamenii practică telepatia, își simt problemele. Posibil că ei simt că voi aveți probleme, da. Unul dintre voi are probleme, clar. Și celălalt îl simte. Dar se și simte abandonat. Și simte și aceste blocaje. Da, ia uitați. Dar moartea și justiția înseamnă o transformare a unor situații grele și readucerea echilibrului. Clarificăm regele de putere. O dată. De două ori. De trei ori. 8 de cupe. E o detașare? Măi, în această poveste, unul dintre voi se separă. Da? Trebuie să aleagă între familie, job, contracte și sufletul său pereche, flacăra sa geamănă. Da? Cineva trebuie să aleagă. Și pentru asta trebuie să aleagă cu sufletul. Poate acest rege pentru unii, așa simt, mai bine a zis, sau mai complicată, da? Mesajele. Poate un personaj care vă domină și vă blochează accesul la persoana dragă. Într-o formă sau alta, trebuie să vă detașați de ei. 8 înseamnă transformare. Uf! Mai dăm o carte pe acest 8 de cupe. Ce vine după aceea? O dată, de 2 ori, de 3 ori. Nu știu de ce e clarificată, dar la... Ia uite. 9. Da, vreți să mergeți înspre persoana aceasta educată. Persoana care inspiră. 6 de spade și 9 de monede. Să manifestați asul de cupe, ia uitați la asul de cupe, să luați de la 0 iar regina voastră de cupe aici, care suferă din cauza voastră. Și regina poate să fie orice, și un bărbat poate să fie în energia feminină, da? Un bărbat care își cunoaște și se înțelege sufletul, inima. Puf! Și nebun ce vrea, ia să vedem ce vrea nebun. Să lasă în urmă ce... Să se separe e justiția și regina de spade. Lasă în urmă, după cum vedeți, regina de spade lasă în urmă niște chestiuni stricte. O mamă, o iubită sau o femeie care, un personaj care îl controlează sau o controlează, da? Și vrea să manifeste 10 de cupe, asul de cupe, că tot apare asul de cupe, da? Ați risca, dacă sunteți voi, dacă sunt ei, ar risca. Dar știți, dacă voi sunteți aici, știți că ei au probleme și au de transformat ceva. Dacă voi sunteți aici, știți că da, unul dintre voi trebuie să transforme. Details, aici este. Seamănă pe o masă de asta de judecător, da? Gata, am dat verdictul, am analizat procesul, da? Dovezile. Gata, separare, details, niște detalii la care încă se lucrează în această transformare și separare. Pregătire e o pregătire pentru un pas important. Educația. Posibil interesant, în această legătură spirituală, femeia. Sau, repet, dacă e un bărbat educat, în acest sens spiritual, poate să fie și el reprezentat. Femeia să fie educată în acest necunoscut și să simtă lucrurile, să citească ca într-o carte. Dar voi în principiu știți cam cum sunt eu, cam cum exprim lucrurile și dacă știți și sunteți pe aproape, eu apreciez prezența voastră, vă iubesc pentru fidelitate, pentru aprecieri și... vă doresc numai bine. Cam astea sunt mesajele deocamdată. O să continuăm și cu zodiile și poate fac și altceva, apropo de luna nouă și de eclipsă. Dar aceasta a fost în mod special pentru eclipsă de soare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup și sărbători fericite! Ceau, ceau!